Mă numesc Neagu Georgeta, am 58 de ani, locuiesc în Balotești, Ilfov. Am avut o problemă de sănătate foarte gravă, având paradentoză, deci dantura foarte sensibilă. Am răcit și m-am trezit într-o dimineață cu pungi de puroi pe dantură, refracția danturii, probleme dureroase, sângerări. Am încercat să iau antibiotic normal, Augmentin, Biseptol, nu m-a ajutat cu nimic. Nu m-a ajutat de genul că după ce terminam antibioticul, mă țineau 3 zile și a patra pungile de puroi, că în final astea m-au deranjat cel mai rău, apăreau din nou. Eu citesc formula AS în fiecare luni la servici. Și în formula asta am găsit un articol despre un produs de care eu nu mai auzisem, Liprinol, dintr-o scoică de cea mai bună calitate și am citit tot. În general mă interesez de produsele naturiste pe care le folosesc. Am citit pe internet, am citit și am văzut și alte persoane care au folosit Liprinolul și lăudau și am comandat. La 4 zile după ce am început să iau Liprinolul, mi-au dispărut pungile de puroi. Am continuat tratamentul 2 luni de zile cu Liprinolul și m-am simțit excelent. În aceeași perioadă, soțul meu, care avea o sinozită foarte veche, din cauza curentului, a frigului, de-aia am și răcit amândoi. Eu la dantură n-am avut punctul sensibil, soțul meu a deranjat sinozita și avea dureri foarte mari de cap și nimic nu-i lua, doar Piafen, deja ajunsese la Piafen. Am luat împreună Liprinol, prima comandă, lui după 10 zile deja l-au lăsat durerile, iar pe mine, după 4 zile, mi-au dispărut pungile de puroi și am continuat 2 luni de zile. Ne-am simțit excelent. Recomand Liprinolul la toți cei care au probleme diverse, reumatologice, infecții, că este unul din cele mai puternice antiinflamatoare, am citit. La mine și-a făcut efectul și îl recomand cu plăcere tuturor celor care vor să-l folosească. Ținând cont că este și un produs naturist și nu are reacții adverse.